trimis o scrisoare acum câteva săptămâni, chiar acum o lună și jumătate, dacă nu mă înșel, semnată de dumneavoastră, de domnul Predoiu, ministrul Justiției, de domnul Ligaș, ministrul de Interne, care propuneați mai multe piste de colaborare autorităților franceze. Ce s-a întâmplat cu ea? Ați primit un răspuns deocamdată până acum? În curând la ambasada noastră de la Paris se va consuma o reuniune în format interministerial, justiție, minister de interne. Am trimis 16 polițiști români care acționează în strânsă legătură cu biroul atașatului de interne al ambasadei, un grup de legătură format din magistrați francezi și români va colabora de asemenea pentru dezmembrarea unor rețele de infracționalitate în care sunt implicați cetățeni români. Dar am preluat inițiativa, ne propunem intensificarea acestei cooperări pentru a obține rezultate pe teren. Cred că nu vânătoarea de cercetori veniți din România pe Champs-Élysées este soluția, ci dialogul politic, cooperarea polițienească intensificată și mai ales voința comună de a dezmembra exemplar câteva asemenea rețele. Dar încă n-ați primit răspuns la acea scrisoare, dacă înțeleg. Din păcate, nu. Să vorbim puțin despre ce se întâmplă în Europa, domnule ministru Baconschi, pentru că Europa nu trece prin cea mai bună perioadă de la înființarea ei. Am văzut că summitul european care trebuia să aibă loc pe 17 octombrie a fost amânat cu o săptămână. Este un summit destinat găsirii unor noi soluții pentru ieșirea din criză. Nu o să vă întreb foarte punctual despre soluții care sunt financiare, economice, ci așa ca sentiment general, mai ales după ce ați fost și în Germania, cât de optimist sunteți și foarte sincer, cât de optimist sunteți că Europa va reuși să găsească o soluție până la urmă? Sunt convins că zona euro va fi securizată prin acest pachet convenit între Paris și Berlin. Știți că avem astăzi un vot foarte important în Slovacia și nu e sigur că va trece. Sunt convins că și slovacii sunt buni europeni și își dau seama că principiul solidarității trebuie aplicat în momentele dificile, nu atunci când n-ai nevoie de solidaritate. Grecia nu trebuie privită ca un bolnav al Europei, ci mai degrabă ca simptom al unor erori colective pe care le putem corecta tot în cadrul european, prin mai multă Europa, nu prin mai puțină. Deci credeți că va fi bine? Cred că va fi bine cu condiția ca erorile de care vorbeam, aceste deficite publice excesive, criza datorilor suverene, vor fi corectate prin politici de reducere a cheltuielilor cu întreținerea statelor membre. Trebuie să intrăm într-o etapă post-birocratică, să punem la dietă aceste cheltuieli publice care inhibă investițiile și scad competitivitatea globală a Uniunii Europene. Știți că printre statele cele mai afectate de criză se numără state care numai sociale nu erau. Mă gândesc încă o dată la Marea Britanie, la Irlanda. Deci... Da, pentru că în mare măsură am făcut și greșeala noi europeni. Am comis și o eroare de a dizolva în mare măsură nucleul industrial pe care se bazează creșterea economică sănătoasă, sustenabilă. Am delocalizat spre piețe cu mână de lucru ieftină aproape jumătate din țesutul industrial al Europei și trebuie să reindustrializăm Europa dacă vrem să avem producție reală, bani reali și situații economice stabile. Ascultați RFI România, 9 și 38 de minute. Teodor Baconschi, invitat în studioul RFI România. Teodor Baconschi, ministru de externe, dar și prim vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal. Și în această calitate vreau să vă pun câteva întrebări în minutele următoare. Ați fost nu numai în Germania, ci și la Timișoara și la Pitești săptămâna trecută. Și la Pitești ați folosit o expresie care provoacă ceva vâlvă de vreo două zile în România. A spus dumneavoastră că e important să ne poziționăm ca principal partid de centru-dreapta, ca un partid susținut de România care lucrează, nu de România care cerșește. Am văzut după aceea că ați venit cu niște explicații pe blog, ați spus că în România care cerșește intră și cetățenii care sunt la cheremul mitei electorale și se lasă cumpărați cu doi mici și o găleată. Sunt, în fine, masele de manevră pauperizate
ale stângii, totuși și candidații PDL ai Partidului de Dreapta au folosit în repetate rânduri mici, găleți. Eu sper ca aceste practici să dispară, pentru că ele sunt distorsiuni ale democrației și trebuie să avem un electorat lucid care înțelege de ce votează un anumit partid. De asta tot ce fac în cadrul partidului are și o dimensiune pedagogică în încercarea de a fideliza electoratul nostru natural, România harnică, România care produce valoare adăugată, românii care au creat întreprinderi, care sunt exponenții profesiunilor liberale, care știu ce înseamnă 10 ore de muncă pe zi și care nu-și economisesc eforturile când e vorba de propria bunăstare, de dezvoltarea economică a țării, au învățat lecțiile capitalismului, știu în același timp să fie solidari și cred că aceasta este clasa de mijloc de care avem nevoie, pe care trebuie să o extindem. Pentru că mita electorală și până la urmă cumpărarea de conștiință cu tot cu voturi se bazează pe sărăcie. Există partidele de stânga, reunite în USL, care au ținut deliberat în funcțiune aceste zone. Am văzut cu ochii mei județele, așa numitele județe roșii, năpăstuite de o subdezvoltare programată. Pentru că dacă lumea înțelege că libertatea, responsabilitatea și activismul propriu sunt singurele soluții, nu asistențialismul, atunci se golește bazinul electoral al stângii. Dar și dreapta, așa cum există în România, a făcut același lucru atâția ani. Adică nu numai stânga a făcut asta. Adică dumneavoastră puteți să garantați că dacă veți candida într-o circumscripție din Oltenia, de exemplu, nu veți da niciodată un mic, o bere și, hai să spunem, o găleată? Eu personal nu am de gând să distribui astfel de echipa dumneavoastră produse. De campanie. Cred că nici echipa, dar mă bazez pe inteligența românilor, pe faptul că deja pot alege cu discernământul necesar, înțeleg care sunt forțele politice reformatoare care au demonstrat responsabilitate, care au găsit de bine de rău soluții pentru scoaterea României din criza economică și sunt convins că deja românii din clasa de mijloc nu mai acceptă toate aceste iluzii populiste. Dăm bani, dar n-avem de unde, promitem și nu ne ținem de cuvânt, cumpărăm la firul ierbii voturi și n-avem niciun fel de proiect, nici economic, nici social pentru România, dar îi anesteziem pe oameni cu promisiuni imposibile. Dar vi s-a cerut demisia de către PSD pentru această frază, pentru această butadă, România care lucrează, nu România care cerșește, nu o regretați? Nu regret deloc. Este un elogiu adus efortului inteligent, muncii. Dar este și o împărțire. Nu, propun în calitate, pentru că am această sensibilitate creștin-democrată și mizez mult pe solidaritate, îmi propun ca prin victoria dreptei anul viitor să creăm condițiile pentru ca și electoratul asistat, care e o victimă de fapt a demagogiei de stânga, să iasă din această stare prin reconversie profesională, prin măsuri active de integrarea lor pe piața muncii, prin generalizarea pe baza noii legea educației a formulelor de ucenicie și de școli profesionale care să pregătească pe oricine pentru un plus de autonomie. Un om e cu atât mai respectabil cu cât stă pe picioarele lui, nu depinde în permanență de ajutoare. Trebuie să înceteze și industria frauduloasă a pensionărilor pe bandă, pe bază de dosare trucate și toată această paletă de măsuri asistențiale care, de fapt, îi țin pe oameni în sclavie. Și ce faceți? Că sunt deja câteva milioane bune de pensionari. Veți lua la... Nu ne referim aici la pensionarii de vârstă, la pensionarii de vârstă, dar chiar pensionari pe caz de boală sunt... Ați văzut că, de îndată ce nemai fiind suficiente resurse financiare, s-au făcut și scanări ale situației pensionarilor înainte de termen și s-a constatat un număr tot îngrijorător de dosare falsificate. De dosare ale unor oameni care au preferat să nu mai muncească, obținând un diagnostic mult mai sever decât era cazul.
vorbim despre ce vreți să faceți în calitate de un politic. Citeam o cronică, un articol în această dimineață scris de Tom Gallagher în România Liberă. Tom Gallagher, care nu este un comentator ostil forțelor de dreaptă din România, ci vă reproșa celor de la PDL și celor din posibila mișcare populară lipsa empatiei. Spune el că, sigur, vorbiți despre reforme economice, despre lupta împotriva corupției, unii dintre dumneavoastră cei din PDL, cei din așa numitul grup reformator, dar nu prea empatizați cu oamenii. Cum vă simțiți în această categorie de om empatic? Eu empatizez din ce în ce mai mult, pentru că sunt pe teren, mă duc în filiale, am vizitat vreo 15 județe, mă întâlnesc cu oameni în carne și oasă peste tot și am dialog cu toate categoriile socioprofesionale din fiecare județ unde ajung. Vă recunosc oamenii pe stradă, domnule Baconschi? Am început și nu cred că criteriul acesta vedetistic e dacă esențial. Vrei să găsești niște alegeri la un moment dat, că poate e bine să începi. Nu, activitatea mea, în ciuda zumzăelii calomnioase pe care opoziția aceasta sterilă o tot întreține, se vede ce fac și sunt destul de mulți oameni cu scaun la cap care apreciază corect eforturile noastre într-o situație economică și internațională deosebit de turbulentă. Ultimele minute ale acestei discuții cu domnul Todor Baconschi, ministru de externe, prim vicepreședinte al Partidului Democrat Liberal, se vorbește despre o coagulare a forțelor de dreaptă. Aveți fundația dumneavoastră, Fundația Creștin Democrată, chiar cu cum merge? Am publicat o broșură cu la un an de activitate, am încheiat două acorduri cu cele mai importante fundații politice creștin-democrate din Germania, Hans Seidel și Konrad Adenauer. Vom angaja un program și mai ambițios pentru anul viitor. Deocamdată folosesc fundația atât pentru dialogul cu societatea civilă și mediile corporatiste, cât și pentru consolidarea acestui filon creștin-democrat în interiorul PDL. Cred în continuare că trecem printr-o criză mai cu seamă morală și că am văzut deopotrivă care sunt limitele turbocapitalismului și cele ale statului asistențialist. Am văzut la ce pericole ne expune populismul irresponsabil și cred că din acest punct de vedere un partid cu o dominantă populară creștin-democrată va putea face media între aceste patologii, între aceste derapaje de pe stânga și pe extrema dreaptă, oferind într-adevăr clasei de mijloc un proiect reformator și modernizator cât mai bun. Dar nu este singura fundația dumneavoastră. Am văzut că a mai apărut un proiect al domnului Mihai Neamțu, Noua Republică, nu știu încă prea bine dacă va fi un partid, dacă va fi o mișcare civică. Tocmai cum vedeți această coagulare a forțelor de dreapta și există forțe de dreapta suficiente ca să se coaguleze în ceva sau întâi facem forma și apoi creăm fonduri? Astăzi forma e conținutul, pentru că trăim într-o dictatură media. Dar trebuie să vedem cum putem generaliza dialogul cu românii activi. Deci cu românii competenți, cu românii harnici, cu românii care au o agendă și care vor un vehicul politic în care această agendă să fie literă de lege. E deci necesară această resuscitare a spiritului civic. Nu e nevoie neapărat ca toți actorii economici, sociali, profesionali să se înscrie într-un partid politic. Dar e clar că avem nevoie de o dreaptă coagulată, organizată, în priză civică și capabilă să reprezinte interesele obiective ale clasei de mijloc, de la politici fiscale, industriale, economice, până la politică externă. Todor Baconschi, ministru de externe, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această emisiune. Vă mulțumesc și eu. Salutări ascultătorilor noștri. Mersi, ascultați RFI România, 9:49 de minute, în câteva minute, un nou jurnal.